Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt organizează 5 programe de formare profesională în luna august. 70 de persoane care sunt în căutarea unui job au posibilitatea să se specializeze în diverse meserii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt intenționează să organizeze în luna august 2023 5 programe de formare profesională, la care urmează să participe 70 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în următoarele meserii sau ocupații: frizer, îngrijitor spații verzi, infirmieră și femeie de serviciu. În primele 6 luni ale anului în curs, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Dolj și Centrului Propriu din cadrul agenției 308 persoane. În perioada de referință au fost organizate 18 programe de formare profesională gratuite pentru șomerii indemnizați și neindemnizați, înregistrați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. În urma absolvirii cursurilor, un număr de 97 de persoane au reușit să se încadreze în muncă în primele 6 luni ale anului 2023. Aceste servicii de formare profesională sunt gratuite pentru persoanele înregistrate în evidențele agenției, indiferent că primesc sau nu indemnizație de șomaj. Și cei care vor să se reorienteze în carieră pot participa la cursurile de formare, însă contra cost. Pentru mai multe informații, cei care vor să se specializeze în diferite meserii pot accesa site-ul instituției sau se pot adresa direct reprezentanților AJFM Olt.